Universitari au pierdut meciul de debut disputat în fața gazdelor de la Minaur cu scorul de 27-32. Handbaliștii suceveni au cedat apoi în fața celor de la Potaisa Turda cu 33-35. CSU Suceava și-a asigurat un loc pe podium după ce s-a impus în fața ucrainenilor de la HC Zaporojie cu 37-28. A fost un turneu mai puternic decât primele două la care am participat, în afara primului meci, cel cu Minaur, la care am intrat în sală direct de pe drum și în care s-a resimțit oboseala. Cred că am făcut alte două meciuri bune, unul echilibrat cu Turda și unul foarte bun, în special în repriza a doua cu Zaporojie. Mă bucur că am putut să folosesc toți jucătorii din lot, a declarat Adrian Chiruț după turneul de la Baia Mare. CSU Suceava va debuta în noul sezon al Ligii Naționale la handbal masculin în primul weekend din septembrie, cu un meci pe terenul celor de la HC Dobrogea Sud, Constanța.